Caz revoltător într-o școală din județul Iași, mai mulți elevi din Pașcani au intrat în atenția cadrelor didactice după ce au utilizat tableta interactivă din clasă pentru a se uita la filme pentru adulți. Totul s-a întâmplat într-o sală de clasă a Liceului Tehnologic Mihai Busuioc din Pașcani, unde un grup de elevi ar fi accesat site-uri pentru adulți, proiectând imaginile pe dispozitivele utilizate la nivelul unității de învățământ. Incidentul a avut loc la începutul lunii aprilie, iar cadrele didactice au demarat o cercetare internă. O persoană ne informat cu privire la faptul că circulă în spațiul public, în special în cadrul unui grup de elevi, un filmuleț din care reiese că a fost accesat în timpul unei pauze un site pentru adulți. Elevii implicați vor fi sancționați conform regulamentelor în vigoare, iar la nivelul tuturor claselor se vor relua la orele de consiliere și dirigenție temele privind securitatea internetului, obligațiile elevilor și riscurile la care se expun în astfel de cazuri, a declarat Elena Panțiru, directorul liceului Mihai Busuioc. Situația a ajuns să fie cunoscută și la nivelul inspectoratului școlar județean Iași. Se pare că informațiile au ajuns în spațiul public după ce mai mulți elevi s-au plâns unor profesori despre faptul că unii colegi proiectează pe aceste dispozitive filme pentru adulți. Din datele transmise de unitatea școlară, sistemul informatic din școală este securizat, dar a fost folosită funcția hotspot a telefonului. Unitatea școlară a discutat deja cu părinții elevilor, va oferi consiliere elevilor implicați și va organiza activități având ca temă siguranța pe internet, a precizat Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al ISJ Iași pentru newspașcani.ro. Tot la începutul lunii, o profesoară din Prahova a fost batjocorită fără milă în timpul orei. Mai mulți elevi de 13 ani au mimat acte sexuale cu ea, iar după ce imaginile au ajuns în spațiul public, elevii au fost sancționați.